Consiliul Județean Suceava a dezbătut și aprobat vineri modificarea statului de funcții de la Spitalul Județean Suceava, iar consilierul județean PSD Mihai Grozavu a constatat că pentru o singură hotărâre, Spitalul Județean Suceava a transmis 6 adrese în zile consecutive, având în fiecare zi de completat cereri pentru modificarea statului de funcții. El a apreciat că era mult mai lucrativ dacă reprezentanții Spitalului Județean adunau solicitările pe o perioadă mai lungă și le transmiteau odată și să nu agreseze Consiliul Județean în fiecare zi. Președintele Consiliului Județean Suceava a cerut lămuriri reprezentanților spitalului, iar directorul medical Tiberius Brădățan a explicat că solicitările au fost făcute pe măsură ce diferite persoane au câștigat concursuri pentru diferite posturi și din această cauză a fost necesară corespondența respectivă. În replică, președintele Consiliului Județean Suceava Ioan Cătălin Nechifor i-a spus directorului medical să-i transmită managerului Vasile Râmbu că de anul viitor Consiliul Județean va tăia fondurile pentru comunicații și hârtii pentru a limita această birocrație. El a mai subliniat că poate în acest fel vor fi transmise mai puține comunicații prin fax și că se vor face adresele necesare. Declarația de vineri a fost făcută în contextul în care, în precedenta ședință de Consiliul Județean, președintele Comisiei de Sănătate, medicul Cristian Irimie, a constatat că rapoartele transmise de la Spitalul Județean Suceava au fost întocmite cu greșeli. Atunci, președintele Consiliului Județean Suceava, criticând lipsa de atenție a conducerii spitalului pentru o redactare corectă a documentelor transmise Consiliului Județean Suceava.